Cu Roșu este tânărul din Moldova care a fost nominalizat de către revista americană Forbes în topul 30 de tineri din Europa care au obținut succes înainte de 30 de ani. Doru a ales din călătoriile sale cel puțin 10 țări din Europa și Asia care pot inspira Moldova. Belgia impresionează prin diversitate etnică, culturală și religioasă. În același timp, belgienii reușesc să conviețuiască și să asigure existența unui stat cheie pentru Uniunea Europeană, în special din punct de vedere politic. Diversitatea și toleranța provin și din faptul că Belgia are trei limbi oficiale, olandeza, franceza și germana. În Finlanda există o legătură puternică între oameni și natură. Finlandezii petrec mult timp în aer liber, având tradiția campingului cu toată familia. Poporul din Azerbaidjan este foarte primitor. Azerii sunt mândri de țara, istoria și prezentul lor. Chiar și tinerii care merg la studii peste hotare revin după finalizare și aplică toate cunoștințele în Azerbaidjan, povestește Doru Curoșu. Ucrainenii sunt mai fermi în lucrurile pe care și le doresc, în special atunci când vine vorba de identitatea lor, istoria țării și importanța exprimării propriilor opinii într-un stat democratic. Dedicația pentru muncă eficientă și produse calitative pot fi o lecție a Germaniei pentru Moldova. De la spanioli, Moldova poate învăța că viața trebuie trăită la maxim, iar siesta trebuie să ne mai aducă aminte și de importanța odihnei. Turcii își cunosc bine meseria. Sunt vânzători iscusiți atât prin bazaruri, cât și atunci când vine vorba de promovarea frumuseții, locurilor istorice și a celor de odihnă din țara lor. Cea mai importantă lecție pe care ne-o pot oferi italienii este grija pentru părinți, pentru bătrâni. Pe de o parte, pentru că așa sunt tradițiile familiei. Pe de altă parte, pentru că așa prevede legea, povestește Doru Curoșu în cele 10+1 țări din Europa și Asia care pot inspira Moldova. Portugalia este o altă țară demnă de inspirație, iar rămâne a fi țara cu cele mai mici prețuri din vestul Europei, cu bucate deosebite și locuri unice de vizitat. În Israel, autoritățile se implică în promovarea modului de viață sănătos. Țara este în reconstrucție activă. Infrastructura nouă a orașelor este vizibil bazată pe piste pentru bicicliști și piste de alergat. Iar de la Georgia, povestește Doru Curoșu, am putea învăța atașamentul față de cultură, dansuri și muzică tradițională. Toate acestea pun în valoare familia. Avem cel puțin 10 țări care pot inspira Moldova. Belgia, Finlanda, Azerbaidjan, Ucraina, Germania, Spania, Turcia, Italia, Portugalia, Israel și Georgia.